Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați nepatim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume.
ce fugi de jertfa crucii tot mereu. Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe veci. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe veci. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese, și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe mai de ființe alese, și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț.
cine mai pe toți. De Satana cel sminitit, ce pe creștini a amăgit ca un hoț, și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și Satana multe s-a te-a dobândit, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectea măgitoare de pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de Satana cel sminitit, dușmanul tău. Vino nebi Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-ne, Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâine o mână de țărână tu mai ești, toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost, fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu, fiecare va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica
nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 15 ianuarie, Biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea cuviosului părintelui nostru Pavel Tebeul. Acest cuvios părinte a trăit pe vremea lui Deciu și a lui Valerian, prigonitorii creștinilor. El era de neam din Egipt, din Teba de jos, și înțelegând că cumnatul său vrea să-l vândă ca să-i poată opri partea cuvenită din averea părintească, a fugit în munți. Aici și-a schimbat teama de prigonitori în dor de călugărie și, intrând într-o peșteră din adâncul pustiului, și-a petrecut toată viața în pace și în lăturarea tuturor dorințelor și a trecut către Domnul la adânci bătrâneți. Auzind de viața lui cea îmbunătățită, Marele Antonie l-a căutat și, găsindu-l, s-a minunat și de locul cel anevoios în care trăise și de lungimea vieții lui și de depărtarea de orice așezare omenească. Căci Pavel a fost cel dintâi care a cutezat să meargă până în adâncul pustiului, unde și-a îndelungat nevoințele până la 113 ani, după ce părăsise de tânăr grijile lumești. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan cel Sărac pentru Hristos, care s-a mai numit și Colibașul. Acesta era de fel din Constantinopol și era fiul lui Eutropie, senatorul, și al Teodorei. De mic copil a plecat din școală unde învăța carte, fără știrea părinților și a învățătorilor, în tovărășia unui călugăr, și s-a dus în mănăstirea Achimiților, adică a Neadormiților, unde s-a făcut călugăr, petrecând într-o multe nevoințe. Dar vicleanul diavol l-a îmboldit cu dorul părinților și atunci, cu voia egumenului mănăstirii și a fraților, s-a dus la casa părintească îmbrăcat în rasă. Dar nu s-a făcut cunoscut cine este, ci locuia în rugăciune și în lipsuri într-o colibă mică lângă poarta casei părintești, batjocorit de slugi și uitându-se la părinții săi care treceau pe lângă el îmbrăcați în podoabe lumești, fără să știe că el este fiul lor. Când a fost să moară, a chemat pe mama sa, care l-a cunoscut după Evanghelia ferecată în aur, dată lui de părinți pe când era în școală, și așa și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic, Pansofie, și pomenirea Sfinților 6 părinți din pustiu, care în pace s-au săvârșit, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.